Premierul Dacian Cioloș a discutat la New York cu omologul său canadian, Justin Trudeau, cu privire la ridicarea vizelor pentru românii care merg în Canada. Cei doi au căzut de acord că există perspective bune pentru ca vizele pentru români să fie ridicate în viitorul apropiat. Premierul Dacian Cioloș a discutat cu premierul Canadei despre situația vizelor pentru românii care merg în Canada. Cei doi au apreciat că există perspective bune pentru ridicarea vizelor într-un viitor cât mai apropiat. Cei doi premieri au discutat despre liberalizarea vizelor pentru cetățenii români, constatând că există perspective bune pentru ridicarea vizelor într-un viitor apropiat. De asemenea, au discutat și despre contribuția Canadei la operaționalizarea deciziilor luate la summitul de la Varșovia cu privire la flancul estic al NATO de la Marea Neagră, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului Liviu Iolu pentru Mediafax. Prim-ministrul Dacian Cioloș se află la New York, unde participă în perioada 20-23 septembrie la cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Am participat la deschiderea Adunării Generale la întâlnirea liderilor organizată de președintele SUA Barack Obama pe tema crizei globale a refugiaților și la conferința despre guvernare deschisă găzduită de Franța și Africa de Sud. În marja reuniunii ONU, am avut întâlniri cu premierul canadian, cu președintele Finlandei, cu președintele Egiptului și cu secretarul general al ONU, a adăugat Dacian Cioloș.